Este un MAS, nu una obișnuită, ci una ce nu folosește curentul electric din exterior. Deci avem posibilitatea ca pe loc să producem energia noastră. Așa că odată ce avem curent electric, putem rezolva cu ușurință problema telefonului descărcat, pune în mișcare un ventilator sau aprinde o lampă. Spune de lampă de masă, de ventilator și de port USB pentru a încărca diferite gadgeturi. Toate aceste dispozitive încep bună funcționare odată cu punerea în mișcare a mecanismului de rotire. Avem lampa de masă, avem încărcătorul, putem să se încarcă și avem ventilatorul. Victor a absolvit în acest an Liceul Academiei de Științe. El povestește că totul a pornit de la o mașină de cusut veche pe care a transformat-o într-o masă ecologică împreună cu un coleg de clasă care acum învață peste hotare. Este aici montat un generator, un stabilizator de tensiune și câteva condensatoare de capacitate mare pentru a stoca energie produsă. Orice elev poate să efectueze această lucrare, poate să facă numai o condiție. Elevul trebuie să aibă gândire creativă și mâini care să nu se teamă de a ține uneltele în mână. Deci fizica este o știință unde 50% experiment. Și cum ecomasa stă mai tot timpul în holul liceului, de ea se bucură oricine vrea să se relaxeze sau are nevoie de baterie la telefon. Mulți nu știu cum să o folosească și încearcă să dea din picioare să vadă rezultatele și sunt uimiți în general când văd că totuși funcționează. Chiar dacă mie mi-este mai dificil pentru că sunt fată și până să nu obișnuiesc picioarele, este o chestie foarte utilă. Mai pierdem și un pic din calorii și din energie. Lucru confirmat și de alții. Dacă vă lene să ieșiți afară, veniți la noi la liceu, 30 de minute lucrați, faceți două lucruri bune, și sănătatea dumneavoastră și nouă electricitate. Acum, tinerii inventatori spun că vor să-și continue proiectele inovaționale pe care însă nu au dorit să le divulge.